bun găsit, suntem la emisiunea Panoramic și ne îndreptăm atenția astăzi seară mai, la o temă mare, economia la răsluce, deși vorbim în să zicem așa, în primele minute de niște evenimente care se vor întâmpla în această săptămână, evenimente care vor marca, aș putea spune, evoluția României în perioada următoare. Mâine Curtea Constituțională ar trebui să se pronunțe asupra unor, să spunem așa, sesizări de neconstituționalitate, în privința articolului din codul penal privind abuzul în funcție. Se discută mult pe acest subiect, chiar judecătorii, chiar juriști de marca ai României, spunând că trebuie o definire mai clară a abuzului în serviciu, pentru că, la acest moment, așa cum este făcut articolul de lege, practic orice om din România care deține o funcție cât de mică poate să fie acuzat de procurori indiferent care, de abuz în serviciu pentru lucruri dintre cele mai dintre cele mai mărunte. Că este panică în anumite structuri, o vedem foarte simplu de la faptul că în ultimile zile, de fapt în ultimele săptămâni, șefa DNA, Laura Coduța și a ieșit masiv în presă, trăgând alarma, că vezi, doamne, dacă se dezincriminează, să zicem, sau se rec, că de fapt, ce face Curtea Constituțională? A fost o manipulare ordinară făcută de anumite structuri, deci nu se dezincriminează abuzul. Ci se redefinește pentru că așa va cere Curtea Constituțională dacă va lua o asemenea decizie. Însă, noi, ca să fie manipulată opinia publică, s-a rostit-o, nu, domne, Curtea Constituțională dă dezincriminare și automat toți care au fost condamnați sau vor fi condamnați pleacă acasă și nu se mai întâmplă nimic. Nu e deloc așa. Dar asta a fost o manipulare grosolană pentru ca să se meargă în continuare pe acest articol fără modificări. Părerea mea este că el ar trebui definit mai bine pentru că la acest moment a blocat tot ce înseamnă România. A, că sunt diverse, să zicem așa, personalități formatori de opinie, că sunt diversi politicieni care spun doar ce li se dictează pentru că au un dosar pe undeva, un dosar la DNA și dacă nu spun așa o pățesc. Sau apropo de ziariști, știți, publicația sau ziarul sau TV postul TV respectiv sunt în insolvență și dacă se aplică legea ar trebui închise, diverse alte chestii. Și atunci spunem ce vor să audă, să, să zicem cei de la DNA. Deși, deși încă o dată, spuse, din cifrele rostite de acolo se vorbește că vreo 40% din cazurile instrumentate de DNA sunt pe abuz în serviciu. 40 de, deci oricum rămân cu 60%, iar din astea nu cade decât o parte care probabil sunt mai artificial create. Ori problema e de putere, nu de eficiența demersului, părerea mea. După ieșirile acestea care au fost foarte amenințătoare, eu mă mir de ce, Bă, că mă așteptam să știți, fără să fiu rău acum sau așa, mă așteptam să și fie sălta vreun băiat doi de la Curtea Constituțională, pe diverse cazuri din trecutul lor, pentru că acum poți să, pe oricare poți să le pe ce-a făcut în ultimii 20 de ani, deci nu e nicio problemă. A fost o șarjă la nivelul acesta, însă întorc numă trebuie să spun un lucru. Uh, nu cred că uh, Curtea Constituțională va intra în acest joc, mă aștept ca să nu fac o pronunțare clară, o să o dea cotită, eventual o mai amână, pentru că presiunile au fost prea mari la acest, la acest, moment. E adevărat, Curtea Constituțională are o mare problemă pentru că ea are, să spunem așa, acoperire politică. Prea mulți politicieni în ea sau cei care au niște iesmeni care s-au acoperit de ridicol în ultima perioadă. Hai să ne gândim doar la Lidia Stanciu, care ajunge, a ajuns și a judecător la Curtea Constituțională, după ce a condus în alta curte cu ce rezultate, știin cazul Arinca și multe și multe altele. Mi-am propus să nu mai discutăm despre, să zicem această, dar e, e o decizie importantă mâine care ar putea influența evoluția evoluții în justiție în mulți ani de acum încolo. Un alt eveniment important se desfășoară joi, dacă ne luăm după anunțul lui Liviu Dragnea. Și anume, joi se va lua o decizie a PSD și aliaților săi dacă doboară sau nu guvernul printr-o moțiune de cenzură. Din câte am văzut, majoritatea se menține, deci teoretic, guvernul poate fi dat jos, practic nu mă aștept la, aștep la acest deznodământ, și datorită motivelor invocate de către. Uh, oficial de către PSD că s-ar putea să asistăm la un nou guvern al meu care, în fine, să nu facă uh, nu știu ce jocuri. Pe de altă parte, eu cred că PSD-ul îi convine foarte bine uh, ineficiența actualului executiv. Actualul executiv, și a dovedit-o și ultimile alegeri, se pontează prin nereușite în partea liberală. Din, din acest motiv... Punctele în plus le, încasea, deci le ia PSD-ul, bilele negre le ia Partidul Național Liberal. Adică eu ma, deci, interesul cel mai mare al PNL-ului ar fi să dea cu acest guvern jos pentru că îi aduce multe neajuns. Nu se va întâmpla așa pentru că uh, președinte, nu președintele a pus acest guvern, iar președintele a plecat din Partidul Național Liberal. Cum spuneam, decizia de joi. Dacă se va merge pe varianta cu moțiunea de cenzură, va însemna dobărârea guvernului, va însemna o vară foarte fierbinte și o instabilitate guvernamentală care se va prelungi până la legile parlamentare. Dacă PSD-ul va lua o decizie să nu atace guvernul în maniera asta, de să nu adopte moțiunea de cenzură, practic vom avea o vară, aș spune eu, neașteptat de liniștită și o avea o toamnă electorală care la acest moment, după cum sunt premisele, dacă nu apar gafe foarte mari ale PSD-ului și poate una a fost evitată astăzi sau poate nu. Apropo de astăzi, Victor Ponta, deputat de Gorj, fost președinte al Partidului Social Democrat, fost prim-ministru, era în cărți, sau cel puțin așa credeam noi cei din presă, era în cărți pentru președinția Camerei Deputaților. Liviu Dragnea a spus nu și a rămas nu. Avem un interimar, Florin Iordache, care va rămâne până la alegerile parlamentare. De ce spuneam acum argumentele pro și contra? Ideea care a fost s-a mers pe dacă Victor Ponta ar fi venit la Camera Deputaților, PSD-ul devenea o nouă țintă și pe corupție și pe celelalte, pentru că Victor Ponta are foarte mulți dușmani și, deși are o popularitate peste media partidului, practic e locomotiva partidului, e dublu față de Dragnea, și în orice caz este cel mai popular un politic din România la acest moment, îl face însă, l-ar face și carne de tun pe de o parte, dar și PSD-ul ar suferi din această, din această cauză. Pe de altă parte, eu cred că dacă al treilea om în stat devenea Victor Ponta, lucrurile se dinamizau și la nivelul Parlamentului. Deci, cred că, deci pe undeva este adevărat sau nu. Eu, oricum, faptul că Ponta s-a retras în glorie la momentul noiembrie și iată că PSD-ul a câștigat primele alegeri și are toate șansele să câștige și pe celelalte, poate chiar cu o viitoare propunere de prim-ministru care să fie tot Victor Ponta. Deci, sunt două evenimente care vor marca din această săptămână, ce se va vor marca evenimentele din săptămânile și lunile următoarele până la alegerile parlamentare. Ce este clar, însă, guvernul are mari probleme la acest moment de a gestiona o economie care ia apă la greu, creșterea economică e încă mare dar ea se reduce de la un trimestru la alta, încasările la buget se duc de la un trimestru la altul și mă gândesc că nu ne vom opri aici, semnele sunt tot mai clare că se strânge și și în sectorul bugetar și peste tot, deci nu, semnele nu sunt deloc favorabile unei a ce va urma în perioada următoare. Că, să spun așa, veștile rele nu, sunt, nu vin niciodată singure, o să vă prezint un ce vine dinspre instituțiile internaționale referitoare la economia României. E adevărat că aceste voci au tot spus că nu știu ce, iar guvernul trecut a reușit o creștere economică foarte stabilă timp de mai mulți ani. Iată ce iată, vă prezentăm, cităm din cotidianul Adevărul. Banca Mondială crede că vom fi nevoi să mărim iar taxele. Un fost șef al delegației femei în România avertizează că economia crește prea rapid, iar un consilier prezidențial semnalează adâncirea decalajului dintre importuri și exporturi. Economia crește într-un susținut cel puțin pe hârtie, dar factorii și mai ales costurile acestei dinamici îi îngrijorează pe oficialii unor instituții importante. Ei avertizează că se provoacă din nou deficite care vor fi greu de redresat în anii ce urmează. Aproape toți vorbitorii care au participat ieri la un seminar pe tema politicilor economice pentru creșterea sustenabilă, organizate de Ministerul Finanțelor, au apreciat performanțe de până acum ale economiei, dar au avertizat că această euforie s-ar putea transforma curând într-un coșmar. Ce scuze, și continuăm lectura adevărului din lectura articolului din adevărul. Banca Mondială, spre exemplu, atrage atenția că România riscă să intre în procedură de deficit excesiv în 2017 și să fie nevoită să crească din nou taxele. Cităm. Presiunile fiscale se vor execita și pe termen lung, astfel că o creștere de taxe va fi inevitabilă dacă presiunile nu vor fi atenuate prin măsuri de reducere a cheltuielor și de creștere a veniturilor bugetare a avertizat economistul Băncii Mondiale în România, Cătălin Păuna. El a arătat că o serie de politici pot fi corectate pentru a evita în 2017 intrarea în procedura de deficit excesiv, una dintre măsuri vizând creșterea veniturilor la buget prin dividendele companiilor de stat, în special cele din sectorul energetic, care stau pe o lichiditate substanțială. Da, dacă vă aduceți aminte, în urmă cu câteva săptămâni s-a lansat o altă idee năstrușnică și anume să fie confiscat pilonul 2 de pensii. Adică știți, toți care sunt salariați în momentul de față au un procent semnificativ, cred că 5,5% din contribuții, se duc spre pilonul 2 de pensii care este administrat privat. Adică, în orice caz, cei care au optat la vremea aceea când s-a dat legea asta, cred că fiecare român dintre cei care au stagiul total de cotizare se duc cu spre 150-160 de milioane lei vechi strânse între timp. E, statul vrea să confiște acești bani, să-i folosească pentru a acoperi deficitul fondului de pensii. Iar o prostie. Uh economistul atrage atenția că presiunile fiscale sunt importante și pe termen lung, pentru că vin din fondul public de salarii, care este cel mai mic din Europa, precum și din educație, unde cheltuielile sunt cele mai mici. Mai există presiuni de însănătate, cheltuielile fiind printre cele mai mici în acest domeniu, din pensii, unde se înregistrează un raport între beneficiar și contributori de departe cel mai rău din Europa, imposibil de corecta pe termen scurt sau mediu. Și investițiile publice pun presiune pentru că România are nevoie de investiții pentru a susține convergențele cu restul Europei. Cităm, deci acestea vor fi endemice și fiecare guvern de acum încolo se va lovi de ele. Va trebui să ne gândim la taxe suplimentare care probabil vor fi inevitabile pe termen lung, spunea același Păuna, reprezentantul Băncii Mondiale în România. România ar trebui să urmărească mai degrabă o creștere economică de 3,5% timp de 10 ani decât să urce nivel, la niveluri de 4,5% 5 și apoi să intre în criză, a afirmat Jeffrey Franks, fost șef al misiunii femei în România în perioada 2009-2012. El a precizat că pentru avans mai mare sunt necesare politici durabile și a atras atenția autorităților să nu repete greșelile din anii anteriori crizei prin stimularea creșterii economice fără a avea rezerve pentru perioade mai dificile. Reamintim că Jeffrey Franks a condus misiunea femeii din România în perioada cea mai grea după declanșarea crizei financiare, recomandând măsuri de reducere a salariilor concomitent cu, cu creșteri de taxe pentru micșorarea deficitului bugetar și revigorarea economiei. Um, Acum problema e următoarea, se pare că creșterea economică la noi e făcută pe consum. Consilierul prezidențial Cosmin Marinescu a tras atenția asupra faptului că o creștere economică bazată pe consum nu poate fi sustenabilă fără ajustări structurale și fără revigorarea investițiilor în sectorul public. Pe fondul creșterii consumului importurile cresc în ritm accelerat, dublu față de cel al exporturilor, ceea ce ar putea adânci presiunile asociate deficitului comercial. A spus Marinescu. Bun. În traducere, organismele internaționale, FBI și Banca Mondială, merg totdeauna pe pași prudenți, pe cât mai multe taxe, pe să nu creștem, adică nimic în favoarea populației, nimic, totul să se facă pe o austeritate. Deci, teoria este pe austeritate, care n-a dat roade niciune în lume. Practic, dacă o luăm din America de Sud și prin Europa pe unde s -a mai manifestat, creșterea economică n-a venit din partea femeiului. Dacă noi am fi avut, probabil în 2012, aceeași filozofie bugetară ca în 2010, 2009, 2010, 2011, cu siguranță am fi fost mult mai jos la acest moment. Faptul că ne-am redresat în ultimii ani au fost și conjunctura că toată Europa a ieșit din criză, dar și faptul că am luat niște măsuri uh, care au favorizat creșterea economică. Acum e de ales și trebuie să ne gândim foarte bine în aceste luni ce facem, ce vom alege de exemplu în toamnă între măsuri care să stimuleze creșterea economică, să mergem mai departe sau măsuri care să mergem din nou pe austeritate. Pentru că avem o mare problemă și ne întoarcem că o să vedeți că la noi sunt ciclice. Dacă nu ne hotărâm să emigrăm toți prin alte părți că e mai bine și vrem să trăim în România, vom avea de înfruntat niște și avem de înfruntat niște realități. Prima dintre ele este că deși avem bani de investiții publice, nu le facem. V-am mai spus în alte emisiuni și și toată lumea spunea că, și sunt foarte mulți care spun, domne, asta e o gargare, nu există chestia asta. Pa da, nu facem investiții, nu semnăm contracte, nu îndrăznim să facem acest lucru, pentru că există riscul. Există riscul foarte mare ca cel care semnează ca ministru, ca director, nu știu ce minister, ca în orice caz, manager de proiect, semnează un contract cu Banca Mondială sau mă refer cu Uniunea Europeană, cu Comisia Europeană și se trezește anchetat, arestat pentru faptul că, nu știu, trebuia să ar fi costat drumul mai mult sau mai puțin, să zicem că vorbim de drumuri, că ele nu le avem în primul rând. Cine se mai riscă să facă acest lucru? Cu siguranță foarte puțin sau spre deloc. Chiar dacă oamenii sunt foarte cinstiți. Pe de altă parte, deci avem un blocaj de acest gen. Pe de altă parte, apropo de investițiile care se, sunt așteptate, nu avem proiecte, nu avem strategii durabile. Noi o tot dăm, știți, și în instituțiile bugetare, dar și în celelalte, cu proceduri, cu toate chestiile astea, dar noi nu știm exact ce vrem să facem în niciun domeniu. A, bun, Vrem să dezvoltăm uh, industria IT în România. Păi facem in, uh, investiții pe domeniul respectiv, ne canalizăm spre domeniul ăsta, de la pornind de la învățământ, continuăm cu drumul în anumite zone, cum era jucul, de exemplu, la Cluj, și ne ducem cu toate acestea ca să-l creștem. Noi nu facem. O dăm cu teoria de la București, barem guvernul actual este maestru în acest lucru. Deci dacă l ascult pe ciolo și adormi instantaneu, fără să afli absolut nimic, în niciun domeniu, dar sună frumos. Și să știți că și Borg, vicepremier, a, îl cunoașteți, să știți că mi-am amintit, Costin Borg, cred că se numește, mi-am adus aminte uh, greu numele lui. Sau dacă l-ascultați pe celălalt vicepriministru de la Cluj, o să, o să aflați același lucru. Spun, de multe ori spun și lucruri interesante, dar lucruri care sunt așa fără să aibă substanță sau să aibă urmări practice. Practic, acum câteva luni, vorbeam că în anul ăsta de tehnocrație vom avea reforme, vom avea, vom avea. Dacă dumneavoastră ați văzut ceva, e bine. Mă, poate îmi spune și mie, îmi dați un și SMS și îmi spuneți ce reforme substanțiale s-au făcut în ultima perioadă. Pentru că senzația este Că nu se întâmplă nimic. În afară de niște interviuri la televizor, niște conferințe de presă, n-am prea aflat nimic. Singura instituție care lucrează în România la acest moment este DNA. E singura. Are producție, are și depășire, n-a trecut la export, dar ar fi o idee. Problema e, deci, apropo. Dacă filmați ieri în orice instituție din România, era luni după duminică, și la instituțiile publice se merge, la DNA era coadă. Era coadă pe scări ca să intre la audieri. Interesantă imagine, nu? Bun. Trecând peste asta, vă spuneam, suntem în momentul de față, nu știm pe proiect de țară, cred că avem o mare problemă, nu știm unde ne îndreptăm. În afara faptului că dă bine să ne, președintele să vede cu nu știu cât șef de stat, merge la nu știu ce manifestări. Premierul se îmbracă în tricoul național și se duce și le poartă noroc în meciul cu Franța. Dacă, sper, sper că n-a rămas în Franța în perioada asta, că pierdem și următoarele meciuri. Are o mână bună exact ca președintele Constantinescu, dacă vă mai aduceți aminte. Asta este. Cam astea sunt evenimentele. Nu aflăm că s-a dez... nu știu, s-a inaugurat o centură, a început lucrările, nu știu la ce pasaj, nu știu la ce. Nu aflăm lucruri de genul ăsta. Nu aflăm. Și să știți că presa le-ar da. Nu sunt. Noi acum nu aflăm. Deci la știri nu aflăm și uitați chiar am să fac o o să iau câteva site-uri care se ocupă chiar cu, cu știrile și aflăm de câteva uh, primele știri pe toate site-urile de știri, sunt care? Vorbim de câteva meciuri, că e campionatul european la putere, bineînțeles, și încolo aflăm despre ce? Despre niște știri politice, bătaia din PNL sau bătaia din PSD. Mai aflăm de câte, ce are stări au mai făcut de neau și cam atât. Știrile economice, care cândva ocupa un rol important, acum s-au dus la, la etc., chiar publica, și nu întâmplător, publicații finan, publicațiile financiare foarte tare la un moment dat și foarte căutate, acum practic nu mai înseamnă mare, mare lucru. Știți că săptămâna financiară s-a prăbușit, nici capital nu duce prea bine iar cotidianele, cum era Bursa, ziarul financiar sau celelalte, nici ele au rămas pe ediții electronice sau uh, uh, alte lucruri de genul acesta. Dar, vorbind despre despre știrile economice, vreau să vă spun că despre România la știrile economice vorbim foarte puțin. Sau vorbim tot de criză. Adică Vorbim despre faptul că CO are o mare problemă, și că dăm din lac în puț și tot așa. Despre hidroelectrica, care a, că a ieșit din insolvență, și cam atât. Deci, nici bune, nici rele nu prea avem. O firmă Ergo spunea, de exemplu, de la firma Ergo nu știu ce, cu ce se ocupă, spunea că 2000, 2015 a fost primul an fără pierdere de la intra pe piața românească. E, și aici e problema. Vreau să vă spun că investițiile noastre directe în economie au coborât sub un miliard. Lumea nu mai face bani în România, își retrage afacerile. Mai întâi că românii au pretenții la salarii mari și nu mai este, ne mai fiind forță de muncă ieftină, nu e interesantă piața românească. N-avem drumuri, nu avem facilități, de ce să vină un investitor în România? El să duce în Bulgaria sau oricum în altă parte. Din acest, din acest punct de vedere și vorbind de, de partea economică, iată, ce poate pe un site, și uite și am luat site-ul de la ziarul financiar, iată știre economică foarte tare. Cioloș se întâlnește cu cel mai frumos prim-ministru din lume se pare că e vorba de premierul Canadei, dar asta ca să vedeți e ce știri economice importante avem noi în România sau de pe știrile economice. Acum vreau să vă spun una din știrile cele mai interesante care mi s-a părut. este faptul că un candidat la primar nu mai n-am reținut localitatea și-a dat la acasă în speranța că va deveni primar. A tras într-o mașină de poliție, are mai multe chestii de genul ăsta și s-au prins polițiștii până la urmă. Interesant, nu? Foarte tare, dacă, apropo de chestia asta, dacă dispuneți și aveți drone, să nu faceți prostia să le declarați, folosiți-le clandestin, pentru că, în România, este legal să decolezi și să aterizezi o dronă în oraș, chiar dacă aceasta are mai puțin de 50 de grame. Deci, dacă faceți și o declarați că aveți o dronă și nu știu ce și nu știu cum, o să aflați de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română că nu e voie să faceți acest, acest lucru. De -ale, de ale noastre. Bun. Uh, Apropo de economie. Economia României trăiește totuși. George Copos spune că va investi într-un hotel 20 de milioane de euro. Altul, deci alte investiții sunt anunțate în alte părți din, din România, însă trebuie spus un lucru, Economia României are la acest moment uh, și vești bune. De exemplu, companiile din România au investit în securitate cibernetică cu 10% mai mult decât în 2015. Un lucru bun. Dar ca mai se opresc, să zicem uh, veștile bune, dacă am putea să le spunem uh, să le spunem așa din, uh, și pentru că tot veni vorba de uh, situația economică. O să mă opresc din nou asupra ziarului, din nou asupra complexului energetic Oltenia, pentru că aici încep să, semene, încep să semene lucrurile tot mai mult ca un spital de nebuni. Mai întâi, avem managerul Ciubotărică, care e însoțit de directorul de la Minerit, Antonie și de jurist Ajianu sunt suspendați, da, băgați sub uh, control judiciar, scoși de sub control judiciar, dar și-au pierdut funcțiile. Între timp uh, avem pe Ionel Ilie, nou manager general, care spune momentul când ea că nu se gândește la toate disponibilizările anunțate vreo 2000, că vor fi mai puține, că se așteaptă o lege că nu știu ce, între timp au apărut și notificările care spun clar că se vor disponibiliza 2000 de oameni. Aflăm de la colegii de la Panduru că sunt niște probleme legate de acest lucru și e bine să le știți și dumneavoastră. Sindicatele din Minerii și Energie, cităm, au dat publicității notificarea Complexului Energetic Oltenia un planul de concedieri colective pentru acest an. Din document este clar că administrația vrea să disponibilizeze 2000 de persoane, asta în condițiile în care liderii sindicali au tot spus că s-au înțeles cu administrația la 500. Deși scrie negru pe alb altceva, liderii susțin că nu va fi așa cum au fost notificați. Păi bun, haideți să vedem unii adevărul. Gabriel Căldărușe de la SMEO, Sindicatul Mine Energie Oldenia, spune așa, cităm, Aceasta este procedura în ceea ce privește, să zic, un program de restructurare. Ei ne-au anunțat, dar conform și actului adițional care a fost încheiat, nu se pot face disponibilizări fără să dea hotărârea de guvern prin care să fie acordat tuturor disponibilizațiilor acel venit de completare pe o perioadă de 24 de luni. Faptul că sunt trecuți acolo 2000 de disponibilizați nu înseamnă că se vor face. Vor fi 430 de salariați care îndeplinesc condițiile de pensionare în cei 2 ani, și în rest voluntari, oameni care doresc să plece din companie pe bază de voluntariat. Mai să fie. Celălalt lider mare, Dumitru Pârvulescu, președintele FNME, spune așa cităm, și anul trecut au fost trecute 2133 și au plecat 1700. Că atâtea ne-am înțeles. Dacă cu ciurel am lăsat-o mai jos, dar acum alea vor fi 1000, dacă vor fi. Acela e număr maximal, pentru că pe număr maximal se face hotărârea de guvern pentru alocarea fondurilor pentru venit de completare. Altfel, dacă pui mai puține și ai mai mulți, n-ai de unde să le dai venit de completare nu au cum să întoarcă împotriva salariaților pentru că este contract colectiv care este legea părților. Și trebuie respect. În contract e prevăzut cine se disponibilizează cum cine e protejat. Nici nu au cum să strângă o mie ținând cont de contract. Pun pariu cu oricine că nu vor fi mai mult de o mie, nici o mie nu vor fi. Bun, domnul Pârvulescu are o problemă cu mia. Ba e mie, ba nu e mie, ba ție, ba mie, în fine. Dar faza este că între cele două sindicate mari, apare o diferență de cel puțin 500. Iar între ce estimează cele două sindicate și ce spune ce ou, mai e 1000. Deci eu n-aș avea încredere în momentul de față nici în o pe partea aceasta, nici în ZMEO, nici în FNME. Deci cred că după cum dă domnul, după cum o ploa sau nu o și o fi secetă ca să producă ou mai mult. Cred că asta ne conduce din nefericire la acest moment existența acestui colos colos economic. Bine ar fi să fim contraziși de realitate, dar din nefericire slabe speranțe. Și pentru că tot veni vorba de D.C.O., de trebuie să ne lămurim și faptul că, adică să dăm și o veste mai bună, să spunem așa, poate că șansa vine și de aici, și anume legea energiei despre care vorbea înainte de campanie sau chiar și în campanie și a făcut un titlu de glorie, Dian Popescu, senatorul, liderul ALDE, Lege, legea energiei, așa cum a fost modificată de senat, a ajuns în dezbaterea Camerei Deputaților. Unul din inițiatorii schimbării favorabile că, deci pentru o Oltenia, Senatorul Dian Popescu a urmărit traseul legii și spune că în mars, 14 iunie modificările au primit aviz favorabil în Comisia pentru Transporturi și Infrastructură din Camera Deputaților. Noi discu deci noi discuții pe marginea modificărilor vor fi săptămâna viitoare. Deci azi a fost o veste bună, dacă se va merge așa, putem spera ca în această toamnă să avem o lege a energie și o șansă mai mare pentru complexul energetic Oltenia. Pentru că încă o dată, și am spus-o de nu știu câte ori și o să o repet de fiecare dată, Gorju este condamnat fără complexul energetic Oltenia. Nu avem alternativă. Iar după cum vorbesc specialiștii din Minerit, orizontul de timp pe care mai poate funcționa complexul energetic Oltenia este mai mic de 5 ani. Există niște condiții drastice de mediu, v-am prezentat aici în urmă cu mai multe luni, care vor fi aplicate probabil începând cu anul 2020, care îngroapă efectiv termocentralele din Oltenia, care ar trebui să facă investiții masive să treacă de să spunem așa, să facă față cerințelor noi. Ca să faci aceste investiții masive, ai nevoie de foarte mulți bani. Foarte mulți bani care trebuie să te gândești foarte bine în momentul când îi cheltui. Dacă îi ai, unde îi dai? Să mai faci niște, niște hidrocentrale, avem blocată Tarnița, de exemplu, să faci reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă sau să-i bagi în minerit, în termocentrale dificil alegere și cred că nimeni nu s-a hotărât acest lucru. Avem pe Nea Grigorescu, ministrul ăsta de două parale, cel puțin așa s-a dovedit până acum, al minister, deci cel care răspunde de ministrul energiei, care nu știe nici el, ne-a spus că o să avem în toamnă o strategie. O strategie care încă o dată spun, și am mai spus asta, nu știm cine o va urma în condițiile în care nou guvern probabil o va lua de la zero, că noi nu luăm nimic de la predecesorii, deci plecăm totdeauna de la zero. Nimic din ce au făcut cei din trecut nu e bun, plecăm totdeauna de aici că noi facem bine. Și bineînțeles care vin după noi, spun tot la fel și o luăm de la început, mitul lui Sisif. Bun, din acest punct de vedere, cred că situația complexului va fi influențată, vă spuneam, de întâmplare mai mult decât alte lucruri aproape că te gândești dacă n-ar fi mai bine, știți de la faza aceea că nu ne vindem și cineva vrea să cumpere ca să nu știu ce reduce salariații, complexul, deci cu privatizarea ce Oltenia, dacă n-ar fi mai bine să avem un mare investitor de afară care să fie interesat să-și păstreze investiția, ba dezvoltate și dezvolte și în același timp să facă presiune asupra autorităților ca această capacitate energetică să rămână. Mi-e tare frică că rămânând în patrimoniul statului, cu politicienii noștri care, știți, pe motive întemeiate, sunt cărați cu autocarul la DNA, sau stau pe scările DNA, s-ar putea ca la un moment dat să intrăm în colapsul de care ni-l tot cântă Prohodul, știți că ni cântă de, de luni de zile, poate de ani de zile, foarte, foarte mulți. Uh, am vorbit uh, apropo de dezvoltarea economică, a, sau de evoluția economică a gorjului, însă aș vrea să vă mai spun un lucru infrastructura făcută înainte de 89 și pe care ne bazăm din nefericire și în momentul de față, pentru că investițiile au fost destul de reduse, începe să dea semne grave de oboseală. Iată, astăzi au fost momente de panică la metrou. A luat foc firele acelea, instalațiile. Toate vechi, nu s-a investit nimic. Nu mai vorbesc Uh, nu știu care ați mai mers cu trenul, că acum nu prea mai e la modă să mergi cu trenul, pe rutele acestea. Tu haideți să facem doar Târgu Jiu ca să nu mai vorbim de altele. Situația liniei este deplorabilă. Investițiile CFR-ului practic nu, nu, există în ultimii ani. Au dispărut semafoare, au dispărut tot ce se putea, de, pentru că românul, știți, e strângător. Dar în același timp, uh, nu știm să conservăm averea statului. Trona de asta, deci românul, sau statul român este cel mai prost administrator în toate domeniile de activitate. Din acest punct de vedere este, este, o problemă dintre cele mai mari și nu știu cum, cum vom face în viitor, pentru că la un moment dat vor cădea și metrou, vor cădea și CFR-ul definitiv. Vapoare nu mai avem. Drumurile nu suntem în stare nici să le reparăm. Aeroporturile sunt cu probleme. Nu știu ce vom face în România asta de, de după 1989 sau în România ultimilor, ultimilor ani. Ne întoarcem la politică pentru ultimele minute din emisiune. Tocmai pentru uh, ar să spunem așa uh, remarca câteva știri mai importante. Una dintre ele se referă la faptul că uh, să zicem așa concluzia acestor alegeri locale ar fi că avem uh, un nou partid balama. PS News spune asta. Avem rezultatul alegerilor locale și putem să facem anumite supoziții în legătură cu cele parlamentare când se va forma noua majoritate din parlament. Formațiunea politică ALDE condusă Tricianu are șanse mari să obțină un rezultat de peste 5% la alegerile parlamentare din toamnă și să intre în Parlament. Alte încearcă să-și impună un rol de partid Balama care să-și atingă obiectivele în guvern și în Parlament. Deci un EPR-ul nu mai este acel lucru, nu mai e pe propriile picioare. Și în România se cam practică asta cu partidul cu partidul Balama. Știrile mai importante ale, ale zilei sunt sunt următoarele și o să vi le prezint așa cum au apărut ele pe fluxurile de știri ale principalelor agenții. În primul rând că deci se vorbește foarte mult în ultimul timp de de problemele care ar fi în interiorul bisericii ortodoxe la nivel european. Paradoxal, sunt probleme și între preoți. Cotidianul adevărul vorbește despre faptul că în urmă cu câteva zile a publicat un material asupra disensiunilor extrem de grave care au apărut în lumea creștinătății ortodoxe prin decizia bisericilor din Serbia, Bulgaria și a Patriarhului Antiohiei și Ierusalimului de a nu participa la ceea ce ar fi trebuit să fie Sfântul și Marele Sinod Panortodox convocat în această formulă pentru prima dată după 1000 de ani și la cărui documente se lucrează de numai puțin de 55 de ani. Deci iată că ortodoxia este mai difizată ca niciodată foarte interesant. Aflăm, iată, toată lumea se îndreaptă și îndreaptă atenția spre Paris, e normal, spre Paris, spre Franța. Sunt ciogniri violente la Paris între forțele de ordine și manifestații care protestau față de modificarea codului muncii. Acum vedeți diferența între români și francezi, de exemplu, între români și germani, între români și spanioli, în momentul când le atinge drepturile, cum se întâmplă uh, cu francezii, care prin nou cod al muncii li se încalcă anumite drepturi, francezii nu mai țin cont de nimic. Au un campionat european, e toată lumea e cu ochii pe ei, nu țin cont de asta, au blocat tot, salubrizare, transporturi, totul. Este blocat în momentul de față în Franța pentru că se discută în Parlament, iar uh, legislativul va fi obligat să ia o decizie în acest sens. Mă gândeam ce s-ar fi întâmplat la noi dacă s-ar fi luat o asemenea măsură. Credeți că se mobilizau sindicate, opinie publică? Care? Sindicatele noastre sunt foarte slabe. Uh, șefii sunt controlați prin diverse metode de alte forțe. Nu mai vorbesc de faptul că, apropo de, de șefii de sindica, de oamenii care protestează, deci oamenii ăștia nu țin cont. Deci protestează până se va ceda o parte. La noi cedăm foarte ușor pe diverse, pe diverse lucruri. Și rezultatul este că francezii sunt unde sunt, iar românii rămân acolo, la coada Europei, pentru că orice guvernant poate să facă orice, că nu i se opune -i se opune nimeni. Vă dați seama, apropo, de, de ce ar fi fost să blocăm noi, să blo se blocheze România într-un asemenea hal. Din păcate, nu se poate, din diverse motive, cum spuneam. Unul dintre cele mai importante fiind că nu, sunt, nu avem o unificare a mișcării sindicale și în orice caz și sindicate și ONG-uri, nu mai vorbim de ONG-urile care sunt finanțate din afară, nu reprezintă o forță cu, cu adevărat. Apropo de decizia și de mâine, astăzi am avut, am avut o ieșire, e și normal pe undeva, mă gândesc aici la faptul că nu mai este președinte și cât de curând nu va mai fi la Curtea Constituțională. Uh, Augustin Zegan a lansat totuși, așa o idee ca să ne facem idee cum ar putea hotărâ mâine Curtea Constituțională. Vă spuneam de cu, cu ce am început, decizia cea mai importantă. Vă citesc acest material, mai ales că el a apărut, a apărut în urmă cu mai puțin de o oră pe fluxurile de știri. Augustin Zegrean afirmă că există mai multe state în Europa pentru care nu se face închisoare pentru abuzul în serviciu decât cele în care se face. Zegrean afirmă în acest interviu că trebuie să avem încredere în funcționari și spune că din cauza haosului legislativ cu 40.000 de acte normative în vigoare nu-i greu să greșești. În opinia lui Zegrean nu mai sunt motive de amânarea deciziei curții în acest caz. Deci vom avea o decizie mâine. Potrivit news.ro, Zegan arată că ar fi 12 state în care se face închisoare pentru abuz în serviciu, indicând Germania, Franța, Italia și Spania, în timp ce în Islanda nu se face închisoare deloc, au un deținut pe an și acela merge la serviciu și numai noaptea doarme la închisoare. Laura Coduța și procurorul șef al DNA, avertiza la sfârșitul săptămânii trecute că 42% din activitatea DNA, ce vă spus să se și eu mai devreme, o reprezintă dosare care au ca obiect infracțiunea de abuz în serviciu. Uh, întrebată de News.ro News, news dacă ar interpreta dezincriminarea abuzului în serviciu ca pe o limitare a competenței procurorului, Chiove și a spus, da, dar nu va fi doar o limitare a competenței procurorului, va fi o încetare a luptei anticorupție în România. Cam drastică, dar știm că Uniunea Națională a Judecătorilor din România a solicitat public Procurorului General să nu mai amenințe magistrații. Deci, părerea mea e că undeva CCR-ul va lua mâine o decizie să se regândească acest articol dacă, dacă amenințările nu vor fi foarte mari în acest, în acest domeniu. Ne apropiem de finalul emisiunii. Pentru asta vreau să vă spun, n-am vorbit nimic de sport. Sunt câteva vești importante despre, din sport. Nu mă refer la campionatul european unde ne uităm toți sau aproape toți pentru că din nefericire la Gorj, având monopolul unei singure firme care nu transmite, acest, ne putem uita doar la meciul de 10, mare parte din piața din Târgu Jiu nu se uită la meciuri, județul vede meciurile respective, asta este. Poate unii se gândesc să schimbe abonatul, să schimbe, să schimbe, să zicem așa, abonamentul de cablu. Cred că ar putea o face având în vedere serviciile foarte proaste ale firmei care nu dă meciurile, dar asta e altă treabă. Dar, făcând ca o paranteză, România joacă mâine seară să ne dorim să, să câștige meciul și în același timp poveste bună. Pandurii s-a reunit astăzi, n-are bani decât de cantonament, jucătorii sunt neplătiți, au antrenor din nou pe Edi ce va fi vom mai vedea. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!